pentru orice interpretă, orice cântec nou înseamnă muncă, emoții, cu atât mai mult dacă e la început de carieră. De curând, tânăra Andreea Bejonaru a lansat videoclipul la piesa Nu mă uita. Am invitat-o în platoul nostru să ne vorbească despre acest cântec și despre colaborarea cu producătorul ei, el Radu. Bună, bună dimineața! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ai venit la noi! Da, pentru mulțumesc că tu ești pentru prima dată la noi în emisiune și noi obișnuim să facem cunoștință cu invitații noștri, vorbim despre începuturi, da, despre cum a pornit cariera ta muzicală, să ne zici, ai moștenit un talent din familie, ceva care se ține în legătură, da, de rudenie, din generație în generație, sau ești prima din familie care era, iată, s-a manifestat în domeniul muzical? Deci părinții mei nu cântă, dar tatăl meu în tinerețe a cântat, a fost și pe scene, a cântat. Mm-hmm. Probabil i-a dispărut cu timpul talentul de a cânta, dar cândva l-a avut. Da, cine ți-a descoperit talentul? Părinții? Părinții, da. Eu de la vârsta de 6 ani am început să cânt, pur și simplu am început să cânt prin curtea casei și ei au înțeles că eu undeva am un talent și trebuie să-l progresăm, să evoluez în acest talent. Mai ții minte ce piese cântai care erau care prima piesă pe care am cântat-o pe scenă a fost Sunt o fată frumușică. Piesa e care întorcea privirile băieților, da, știi? Foarte, foarte cu ochii. Dar Viertul, mai ții minte? Nu. Nu? Ah, bă, da, țin minte. Poți să ne cânti un pic așa? Dacă doriți. Da, așa un pic, nu e nevoie de... Sunt o fată frumușică și de fel nu-s mărunțică mai mai. Așa, foarte fain, da. Să vedem vocea ta și acest timbru spre muzica populară, spre muzica folclorică, mult apropo. Mult timp am cântat muzica populară, apoi am trecut spre acest timbru vocal academic. Pentru că învăț la colegiul de muzică Ștefan Neaga și acolo se progresează în cantul academic mai mult. Da, noi am văzut că tu anul ăsta ai împlinit 18 ani, da, și ești în prag de bacalaureat. Da. Și nu știu, ai spus Ștefan Neaga, cred că e clar cu ce o să te ocupi, care este profesia. Da, pe viitor vreau mult să merg pe acest drum al muzicii, dar aș mai dori să ajung și în Franța, nu știu, la conservator sau în altă sferă. Bine, cum a fost pentru tine toți acești ani de liceu, mai ales că e un liceu cu profil de arte, unde se face foarte multă muzică, repetiții, muzica pe lângă, academică, da? Da, pe lângă disciplinele pe care le ai, limba română, matematică, istorie și toate astea. Da, pe lângă toate obiectele socio-umane, mai avem și specialitatea și încă multe obiecte muzicale. Sunt al treilea an și vreau să spun că este un pic greu, dar mă descurc. Fiind acum în prag de bacalaureat, încă și mai greu, dar mă strădui să rămân pozitivă și să merg încet, încet, să ating scopul și dorințele. Până acum ce concursuri, festivaluri, premii? Am avut foarte multe concursuri de la 6 ani, de la vârsta de 6 ani, mai sigur de la 7 ani am început să evoluez. Doar că nu mai țin minte. Da, este ceva aparte, uite așa, un concurs pe care o să-l țin minte? Fie primul sau fie unul care ți-a lăsat așa o amprentă în suflet? Toate concursurile mele pe care eu le țin minte sunt de raionul meu, Florești. Eu mereu eram acolo la Ploiță de Stele, așa se numea. Mândria, da, locului. Și de fiecare dată luam locul întâi, doar de 2 ori. S-a primit așa că am luat locul 2 și locul 3. Dar nu. Nu. Pentru că noi știm, mai ales când suntem copii, suntem mult mai sensibili, da, atunci păi de asta și când prin greșeli evoluăm. Eu bine zis. Înțelegem că ai avut o copilărie tumultoasă, cu multe concerte, repetiții, festivaluri. Da. Cum îți aduci aminte de acea perioadă și cât de greu ți-a fost? Pentru că ne dăm seama că au fost... Ai renunțat la multe ore de activitate, poate joacă cu prietenii. Să fiu sinceră, reușeam peste tot. Eu nu consideram asta pentru mine un lucru greu. Eu în acel timp mă ocupam și cu fotbalul. Cu fotbalul? Așa. Da. Auzi. A trecut cumva ca o copilărie, foarte spontan, așa, nimic greu nu a fost pentru Te-ai mine atunci. Te-ai bucurat și de timp liber, de ieșit, da, cu prietenii, exact, exact, în alții, dar și de... Eu reușeam totul. Pasiunea pentru fain. Fotbal a mai rămas sau s-a oprit momentan acolo? Deja nu. Gata, pentru că ești hotărâtă, da, ești deja suficient de mare ca să-ți dai seama cu ce trebuie să te ocupi în viață, da, și exact, să muncești pentru obiectivul ăsta. El Radu,
E un cunoscut interpret cu multă energie, producător și uite că tu ai reușit să ajungi la el. Ai trecut un pic prin academia lui pentru că auzul lui, experiența lui face pe tineri să înțeleagă cine sunt, cum sunt, care este direcția. Să ne spui un pic despre interacțiunea cu el. Noi am făcut cunoștință datorită rețelelor de socializare. Facebook, Instagram, el mă cunoștea pe mine prin intermediul cover-uri și eu îl cunoșteam ca producător, ca un om de muzică, de radio. Așa am intervenit într-o conversație, i-am spus că îmi doresc să-mi ating scopul, vreau prima mea piesă de debut și el a fost de acord, a fost o chimie între noi ca producător și artist și ne-am înțeles foarte bine chiar de la început. Bine, acel scop propus să ți creezi o piesă de debut a fost așa bine punctat ca până la 18 ani să ai acea proprie piesă? Nu. Nu? Asta foarte spontan s-a întâmplat. Da, pentru că ne dăm seama că e ultimul an de, de colegiu, de liceu și e încărcat și pe lângă asta mai realizezi și propria piesă. Dacă am văzut că ai mers și pe la diferite televiziuni, posturi de radio și din România și de la noi, ceea ce îți papă foarte mult din timp, din timpul pe care trebuie să mă dedici pentru bacalaureat. Cu toate astea ai reușit să ne spui un pic dacă ai ținut cont de sfatul lui El Radu, ce ține de piesă. Sigur, am ținut cont pentru că în prim plan este producătorul meu. El mă ajută, el mă îndrumă și am ținut cont și de sfaturi și de sfaturile unde trebuie să evoluez, cum trebuie să mă comport, cum ar trebui să cânt mai bine. Dar nu este prima variantă a acestei piese, deci tu ai mai primit din partea lui o variantă pe care nu prea am mai primit o variantă cu care eu nu am rezonat. Apoi am primit această variantă, acest demo al piesei pe care l-am simțit aproape de suflet, pentru că la fel sunt o persoană mult mai romantică și melancolică. Este o calitate foarte importantă pentru orice interpret, ca să nu plece departe de persoana lui. Da, exact. Da, și tu știai foarte bine ceea ce vrei. Ți-a plăcut din prima această piesă? Da, să ne zici care erau emoțiile. Cât de mult ai simțit că rezonezi cu această piesă? Țin minte acel moment, eram la colegiu și el mi-a trimis, am ascultat, am ieșit din colegiu și i-am înscris un mesaj vocal că sunt foarte, foarte fericită pentru acest demo. L-am simțit și vreau să înscriu cât mai curând piesa. Așa și s-a întâmplat, da? Așa s-a întâmplat, a fost urnat și videoclipul, noi vrem chiar acum să vedem videoclipul și revenim la discuții. Bine. S-a scurs un an de când nu ne-am văzut. Un oraș în noapte, printre frunze uscate. Înțelegeam că soarele e mut, că s-a stins departe, e prea departe. Și dacă am căuta acum măcar un răspuns, dar nu știu de mai ține, e tot un trecut. Nu mă uita, am fost cândva a ta iubire. Păstrează acolo vocea mea prin amintire. Nu mă uita, șoapte. Te voi purta prin gând a răsărit, prin labirint uitate, prin versuri prapătate. Și dacă am căuta acum măcar un răspuns, dar nu știu de mai ține, e tot un trecut. Nu mă uita, am fost cândva. Păstrează acolo vocea mea prin amintire. Nu mă uita, căci piesa asta e despre tine. Iubirile nu mor, pleacă în nemurire. Muzica.
Nu o să uităm, pentru că este un videoclip foarte frumos, o piesă foarte frumoasă, care are priză la public după vizualizări. Andrei, felicitări, pentru că te apropii de 100.000 de vizualizări pentru o interpretă care s-a lansat proaspăt cu un canal de YouTube și cu prima piesă. Foarte frumos. O săptămână și câteva zile acolo. Ce înseamnă pentru tine acest impact? A fost cu 3-4 zile în urmă, joi, spre joi dimineața, m-am trezit și am văzut câte vizualizări am. Deja au început treptat să meargă spre 80.000. Am rămas șocată. Eram foarte încântată de ceea ce trăiesc. Părinții ce zic despre această reușită a ta? Pentru că e prima piesă, e cea de debut. Sunt mândri de mine. Sunt mândri, da. Cu siguranță. Da. Da. Te-au văzut urcând pe scenă, te-au susținut. De fiecare dată au fost alături de mine și le mulțumesc mult că m-au ajutat să-mi găsesc acest drum în viață. Da, pe viitor, ce faci? Bacalaureat. E clar că după bacalaureat ce faci? Da, reușești, mai vrei, mai ți-ai mai pus pe listă câteva scopuri, să mai scoți piese, pentru că asta e de început și ne dăm seama că va urma ceva. Eu vreau să spun că, sigur, aș mai dori să-mi scot piese, doar că prin plan este să dau bacalaureatul bine. Nu te mai deranjăm acum, înseamnă că te lăsăm să te duci și să te pregătești, pentru că orice zi este foarte importantă pentru acel mare examen, da, din viața fiecărui adolescent. Să ai parte de cât mai multe proiecte frumoase, cât mai mult și, evident, acest public să te aprecieze sincer. Mulțumesc mult, felicitări. Este foarte plăcut. Felicitări. O zi frumoasă. Asemenea.